Așadar, aceștia sunt cei doi laureței Premiului Nobel pentru Medicină sau Fiziologie de anul acesta, Victor Ambros și Gheri Rufcun, pentru descoperirea micro ului și a rolului său în reglarea post-transcripție a genelor. Este un premiu important și o să vorbim astăzi aproape toată emisiunea despre acest uh, premiu, dar nu doar despre premiul în sine, ci mai ales despre descoperire și despre domeniul acesta al geneticii. Uh, este extrem de important, repet, uh, faptul că se recunoaște uh, această descoperire. O să aflăm exact de ce de la domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, în direct, în studio, alături de mine. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ne auzim într-o zi așa de importantă ca astăzi. Și eu mă bucur foarte mult că ați avut timp să veniți în studio și că vom discuta și vom uh, diseca puțin uh, premiul de astăzi, pentru că, repet, nu este doar despre premiul în sine, ci mai ales, pre, mai ales despre acest domeniu pe care îl recompensează, despre implicații, despre aplicații uh, și despre cât de multe am învățat în, într-un timp relativ uh, scurt. Uh, chiar dacă descoperirea aceasta, mă rog, își are originele în anii 80, undeva pe la sfârșitul anilor 80. Dar să le luăm uh, puțin pe rând. Așadar, uh, cei doi cercetători sunt uh, din Statele Unite. Vreau să vă întreb în primul și în primul rând, vă miră puțin alegerea de anul acesta? Nu, din potrivă. Și exact cum, uh, cum spuneați, suntem uh, într-un uh, moment în care constatăm că sunt din ce în ce mai multe dovezi, mai din ce în ce mai multe beneficii ale dezvoltărilor în domeniul studiului genomului, transcriptomului, al genelor în general din ultimele decade. Acesta este un lucru încurajator, pentru că știm Comitetul Nobel Acordă premiul Nobel în momentul în care anumite cercetări, rezultatele anumitor cercetări ajung să aibă un impact în viața oamenilor, în viața societății. Cu alte cuvinte, când vorbim despre elemente mature, nu, nu la început. Iar asta este indirect și și o dovadă a faptului că tot acest interes care a însemnat și înseamnă finanțare, dedicarea multor grupuri de oameni pentru a înțelege ceea ce la un moment dat se numea secretul vieții, ADN-ul, dar și celelalte componente, e bine, este o validare a tuturor acestor eforturi. Cred că așa ar trebui să, să vedem în primul rând premiul din acest an. Au fost ani, foarte mulți ani, mi-am amintesc la începuturile jurnalismului meu când se vorbea aproape exclusiv despre ADN. Mai foarte puțin despre ARN. Asta se întâmpla acum 30 de ani. Și chiar ceva mai, mai înainte, am avut șansa să discut în urmă cu mai bine de 10 ani cu James Watson, unul dintre cei doi, Watson și Crick, care sunt, sunt creditați cu descrierea dublu helix ADN iar Watson uh, spunea uh, undeva în anii, în anii 60 că au descoperit uh, secretul vieții. De aceea și, am și spus sintagma ceva mai devreme și, într-adevăr, părea că uh, descoperirea uh, dublu Helix ADN-ului, după care, sigur, mai în zilele noastre a urmat Human Genome Project, ei bine Ei părea că secretul vieții, secretul bolilor, al vindecării bolilor, stă în aceste descoperiri. Ori, de fapt, noi constatăm că e mult mai mult de atât, iar subiectul pentru care, tema pentru care s-a acordat primul Nobel pentru Medicină în acest an, vine de fapt să confirme acest lucru, că au fost eforturi extraordinare în jurul ADN-ului, foarte relevante în continuare, dar mai sunt multe alte lucruri care trebuie luate în calcul ca să înțelegem sănătatea umană, de ce apar bolile și cum putem să le tratăm cât mai bine. Și ceea ce totuși trebuie să spunem, și asta nu înseamnă neapărat că infirmă ce am spus puțin mai devreme, la RN, lumea medicală, lumea științifică a început să se uite mult mai atent în ultimii ani și noi o să atingem cel puțin trei subiecte care au legătură cu acest lucru. Raportul de gard a scris despre lucrurile acestea, despre cât de important este ARN-ul mesager, dar, cum se spune, să nu anticipăm, le luăm pas cu pas pe rând, Înainte de a continua discuția, aș vrea să-i anunț pe ascultători că avem evident numărul de WhatsApp la dispoziție 0744521942. Acolo o să vă rog să scrieți și răspunsul la întrebarea pe care o supunem la un moment dat ca să câștigați cartea pe care o avem astăzi drept premiu. Din păcate n-am o carte despre ARN <gătări> de niciun fel, nici mesager, nici micro -ARN, dar am o carte foarte frumoasă, a vărut la editura Humanitas, evident în colecția de știință, cartea lui Cătălin Vasilescu, medic, Bestiar, șapte povestiri cu chirurgi și scandaloasele lor operație. O carte fabuloasă. Um, o să pună domnul doctor Mariu Geantă întrebarea. Tot la acest număr de WhatsApp 0744 942, așteptăm și comentariile dumneavoastră legate de subiectul de astăzi, de premiu, de domeniu, uh, comentarii sau și sau întrebări, evident, pentru domnul doctor Marius Geantă. Și acum să ne întoarcem. Noi am urmărit împreună anunțarea premiului Nobel pentru astăzi. Uh, în fiecare an se întâmplă la fel, în șapte, la începutul 1 octombrie, primul premiu care se anunță este acesta. Comitetul Nobel de la Karolinska este cel care alege laureații. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place în fiecare an felul în care oamenii aceștia descriu pentru presă, care sigur că da preia mai apoi pentru publicul larg, bucătăria, să spunem, cercetării laureate anunțul ca de obicei se face și în suedeză și în engleză, asta ca să, cum să spun, explic puțin de ce am lăsat și limba suedeză, așa se întâmplă lucrurile acolo. Și acum, așadar, încă o dată motivarea sau motivația Comitetului Nobel de la Karolinska este pentru o descoperire a unui principiu fundamental care guvernează felul în care sunt, este reglată activitatea genelor. Practic, cum ar trebui să ne gândim la acest ARN mesager? Unde este el pe palierul importanței, să spunem? Aș zice să pornim tot de la ce discutam mai devreme și anume ADN-ul, care este foarte cunoscut. Toată lumea uh, înțelege evident mult mai bine ADN-ul decât ARN. Și înțelegerea asupra ADN-ului după decenii de, de cercetări a fost că de fapt, e importantă doar acea proporție de 1-2% din ADN responsabilă de sinteza proteinelor. Proteinele fac parte din celulele noastre, din țesuturi, sunt, sunt esențiale în, în, în acest demers. Iar restul de, să zicem, 90%, 98% din genom era considerat junk DNA, adică un material genetic... Bun de aruncat la gunoi. Da, nefuncțional. -ne Or, iar despre ARN se considera că are doar rolul de, de mesager, de a face exact rolul de mesager între ADN și, și sinteza de, de proteine. Ori de fapt studiile și este proiectul ENCODE despre care puteți afla informații pe raportul de gardă.ro s-a descoperit că există regiuni în genom, în acest 98% așa numit junk Jack. DNA, care nu codifică proteine, dar această părți din acest junk DNA sunt implicate în sinteza ARN-ului necodant, mi de forme de ARN necodant. Microareneul este una dintre Uh, unul dintre tipurile de ARN necodant, de fapt. Și sunt, uh, pare că sunt 2000 de tipuri, poate și mai multe, de, de microarene și, după cum arată și cercetările premiate astăzi, și din ceea ce știm, este că uh, joacă roluri, uh, roluri extrem de importante în uh, dezvoltarea organismului. Și uneori și în, și în apariția unor, unor boli. Este extrem de important și pentru cei care ne ascultă, cred că ar trebui să, să explicăm puțin ce se întâmplă de la nivelul genelor. Gene care, care conțin ADN procesul acesta prin care ADN-ul lanțurile se se separă apare arene un mesager poartă numele de transcripție apoi pasul următor de la arene la proteine se numește translație se credea și apoi proteinele, cum spuneam, intră în compoziția celulelor și, și a țesuturilor și ne dau forma pe care fiecare dintre noi o are. Și multă vreme s-a crezut că e un proces liniar care începe cu, cu ADN-ul, trece prin ARN, ajung proteinele și apar tipuri diferite de țesuturi. Ori, așa cum spuneam, măcar dacă ne uităm la porțiunea așa numită de junk DNA, vedem că ea este implicată în sinteza acestui ARN necodan, care pe de o parte e de mai multe feluri, pe de altă parte sunt multe tipuri și aceste tipuri de fapt joacă un rol extrem de important interferând cu ARN-ul mesager, care este de fapt elementul cheie pe această Structură să numim liniară. Și pe măsură ce cercetările s-au -au dezvoltat în acest domeniu, ne-am dat seama, ne dăm cu toții seama că este o ecuație mult mai complexă. Și, de fapt, și comunicările oficiale de astăzi spun asta, că, la urma urmei, avem dacă ne-am uitat la, la cromozomi dintr-o perspectivă foarte practică pe care o știe fiecare dintre noi, nu cumpărăm un, un frigider, avem un caiet cu instrucțiuni. La nivelul cromozomilor avem mai mult sau mai puțin aceleași instrucțiuni, dar la capătul drumului, unde apar celulele, unele sunt celule nervoase, unele sunt celule musculare, unele sunt celule osoase și așa mai departe. Deci, pornim dintr-un punct aproximativ cu, cu aceleași instrucțiuni și ajungem uh, într-o altă parte unde rezultatul e complet diferit. Și atunci de aici, uh, acesta a fost, unul dintre, uh, aceasta a fost una dintre întrebările esențiale, ce se întâmplă, care sunt factorii aceia care intervin în acest proces și dirigează dezvoltarea aceasta, uh, a sinteza proteinelor și dezvoltarea celulelor și a țesuturilor într-o direcție sau alta. Foarte interesant toată explicația aceasta și iarăși v-am urmărit gândindu-mă, revizuind în minte grafica de la prezentarea de la Carolinska. Este clar că nu se poate, deci nu poți să ajungi la o celulă, nu se poate ajunge la o celulă dacă nu treci prin toate fazele astea. Adică, cum ați spus, transcripție, translație, celulă. Totuși, când există situații în care Secvențele astea nu se, nu se respectă. Atunci ce se întâmplă? Așa este. Și atunci apar bolile. Și aici există deja mai multe dovezi despre anumite tipuri de cancer care pot să apară, în la fel boli autoimune, diabetul zaharat este implicat în sau alterarea acestei căi poate fi implicată în apariția diabetului zaharat, Deci atât cât de important este să uh, avem o înțelegere profundă a rolului pe care microRNA-ul îl joacă în, în acest proces pentru a înțelege de exemplu dacă vorbim despre diabetul zaharat și nu am mai discutat despre asta de-a lungul timpului, este o boală este mai degrabă o umbrelă care acoperă mai multe tipuri de mai multe boli definite diferit din punct de vedere al mecanismului. Cei care ne ascultă nu trebuie să înțeleagă că micro sau alterarea lui este implicată în, toat, în apariția tuturor tipurilor de diabet de tip 1 sau de tip 2, dar Există cazuri în care asta se întâmplă, iar asta creează oportunități pentru mijloace mai, mai eficiente și de diagnosticare și de tratament. Lucru valabil și pentru bolile autoimune care sunt, din păcate, în continuare marcate de aceeași incertitudine din punct de vedere al, al cauzelor. Ca și în cazul diabetului, ne uităm mai degrabă la semne-simptome la ceea ce este evident, dar nu tot timpul cauza este, este înțeleasă. Și iată, una, una dintre cele mai importante, unul dintre cele mai importante învățăminte care vine și astăzi pe agenda în contextul Premiului Nobel pentru Medicină este că în aceeași măsură, dacă ne uităm la posibile cauze atât de profunde care sunt la nivelul, pot să fie la nivelul materialului genetic, a trebuit să luăm în calcul nu doar ADN-ul, dar și, și ARN-ul sub diversele lui, lui forme. Da, cei doi cercetători laureați cu premiul Nobel pentru medicină de anul acesta sunt apropiați ca vârstă, 71 și 72 de ani, Victor Ambros, 71 de ani, Gary Ruf, cu 72 de ani, Victor Ambros, evident în Statele Unite sunt amândoi, Victor Ambros are un doctorat de la MIT, Gary Ruf kun, de la Harvard, Universitatea Harvard, dar ambii au fost postdoctoranzi în laboratorul lui Robert Horvitz. Robert Horvitz însuși, laureat cu premiul Nobel în 2002, alături de Sidney Brenner și John uh, Sulston, și ceea ce este foarte interesant, și nu doar repet așa punctual, ci și pentru că transcede cumva și alte domenii, uh, cercetările, uh, ei, ei și-au făcut cercetările pe un uh, vierme care a, la început, îmi amintesc, când spunea unul dintre laureații Nobel cu care am vorbit, părea total neinteresant. Si elegans! pentru, sau nu știu dacă pentru Sir Leganza, în orice caz, Sir a mai fost implicat în alte trei premii Nobel, adică în acesta, în cel de, din 2002, după cum spuneam, în 2006 a fost iarăși un premiu Nobel pentru medicină sau fiziologie, Andrew Fire și Craig Mello, tot pentru, sau tot legat de ARN, dar și studiile au fost făcute pe aceste vierme, și în 2008, premiu Nobel pentru chimie când s-a descoperit o proteină fluorescentă în acest vierme. De ce este atât de ofertant pentru știință? A fost și este ofertant, dar mai referi mai degrabă de, de ce a fost, pentru că vorbim despre o perioadă în care tehnologiile nu erau ca acum. Și era esențial ca să poți să ai acces, să poți să ai acces la ceva, în acest caz, acest vierme, care să se potrivească cu designul cercetării tale și era, e important și din punctul de vedere al reproductibilității cercetării în ideea de a valida rezultatele. Iar C. elegans are, din câte știu, în jur de 100 de celule, toate, deci vă dați seama, o oportunitate extraordinară să ai un organism viu, format din numai 100 de celule. Pe de altă parte vorbeam despre uh, microarene, așa cum îi spune și numele, este, este o structură foarte mică, 20 și ceva de nucleotide. Nucleotidele sunt acele litere CEA-TG uh, 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 care uh, compun, compun ADN-ul, deci 20 și ceva, foarte mic. Uh, deci, încă o dată, un organism, un organism viu, în primul rând, un număr mic de, de celule, foarte mare oportunitatea din punctul acesta de vedere pentru a înțelege genul acesta de, de funcții și, de altfel, în felul în care este descris cum au implementat cercetarea, care au fost punctele cheie, cum au ajuns la anumite ipoteze, pentru timpurile respective, cred că lucrurile au fost făcute, efectiv, la un nivel de excelență. Pentru că nu ai nivelul de detaliu pe care ne-l putem permite acum cu tehnologiile din 2024. eleganța de fapt, are mă rog, 100 de celule, cum spuneți, dar sunt specializate cumva, fiecare știe ce să, ce să facă, adică te uiți cumva așa țintit. Da, și fiind pe de-o parte atât de puține, dar pe de altă parte atât de specializate, asta, cum să spun, e extrem de, sau s-a dovedit a fi extrem de important pentru a înțelege rolul microareneului despre care spuneam că intervine probabil arătă și de alți factori, dar are un rol important în a defini traiectoria pe care celulele, proteinele și apoi celulele, o au de la un moment dat încolo. Adică diferențierea și răspunsul la întrebarea de ce o celulă e musculară și una e osoasă, stă tocmai în, în capacitatea asta. Și da, este o precizare extrem de importantă că celulele sunt diferite. Până când își iau inima în ascultătorii și ne scriu. Eu mă gândesc că să punem întrebarea pentru concurs. Reamintesc cartea, cartea medicului Cătălin Vasilescu, Bestiar, șapte povestiri cu chirurgi și scandaloasele lor operații, apărută la editura Humanitas în colecția de știință. Am și o mică, întrebar, o mică întrebare. Sunt convinsă că ascultătorii știu, dar ca să fiu sigură că vorbim aceleași lucruri, i-aș ruga pe cei care ne ascultă să ne scrie ce înseamnă ADN și ARN. Pare simplu, dar zic să zic să, să fie acolo. Da, și sunt, e, e, important, pentru că sunt noțiuni cu care începem să, să operăm din ce în ce mai mult și, sigur, cei care ne ascultă și mai ales cei care ne ascultă constant și sunt expuși de atâta timp unor astfel de mesaje, sigur, au un nivel de educație și de înțelegere asupra subiectului mult mai, mult mai ridicat. Este evident că în anii care urmează o să începem, cum spuneam, să, să operăm din ce în ce mai mult cu genul acesta de, de noțiuni. Va fi foarte greu să ne imaginăm inclusiv prevenția bolilor fără genul acesta de abordări extrem de avansate, ca să nu mai discutăm despre oportunitățile de tratament pe care, pe care le avem. De aceea e, e important ca să, să știm despre ce e vorba și poate o să avem timp astăzi să, să discutăm puțin și despre subiectul încrederii pe care, dacă nu avem, trebuie să o creăm la nivelul societății, la nivelul sistemelor de sănătate, în abordări care țin de. Medicina genomică, în general, de, de științele omice, în contextul în care avem, pe de-o parte, genul acesta de, de cercetări de nivelul cel mai înalt, pe de altă parte, avem tehnologii disponibile și proiecte, cel puțin la nivel european, care își propun să facă din, din, acest avans științific, din aceste cercetări, să le facă, eu știu, cât mai disponibile pentru cât mai mulți oameni. Dar uneori, și știm asta, nu e suficient ca să ai genul acesta de dovești științifice foarte puternice pentru ca ele să fie și adoptate pe scară largă. Da, Uh, mai ales că, apropo de lucrul acesta, cercetările celor doi au început în anii 80, sfârșitul anilor 80, dar în orice caz. Bine, comparativ cu alte cercetări care au fost laureate cu, după mult mai mulți ani, s-ar putea spune că, într-un fel sau altul, e repede, <laughs> vine repede acest premiu. Bun, uh, puneți și întrebarea mai, uh, mai serioasă pentru ascultători? O întrebare mai serioasă pentru ascultători. Mm. Uh cu aproximație, câte nucleotide are molecula de microarene? Cu aproximație. Ar fi trebui să le învățăm la școală? Depinde când am făcut școala. <laughs> Dar cu siguranță genul acesta de informații nu au cum să lipsească încă de la primele ore de, de biologie. Am întrebat asta pentru că mă gândeam uh... În timp ce puneam întrebarea, cât de bine ar fi să începem la școală cu lucrurile astea, absolut uh, esențiale pentru înțelegerea vieții până la urmă. Da, și poate cei care ne ascultă cred că exagerăm spunând că ar trebui de la primele ore de, de biologie, dar noi am vorbit despre mai devreme despre un organism cu doar 100 de celule, despre care învățăm foarte timpuriu. Și genul acesta de informație plasată, iată, foarte la început în, în educația specifică despre științele vieții, cred că are o valoare foarte mare, ca să nu mai punem la socoteală că, de exemplu, microare urile s-au păstrat de-a lungul evoluției de sute de milioane de ani. Deci, și din această perspectivă, cred că avem suficient de multe, multe argumente. Am revenit la Știința 360 în direct astăzi, alături de mine în studiu, domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Comentăm astăzi Premiul Nobel pentru Medicină sau Fiziologie, care a fost anunțat la ora 12.30 de minute, ora României. Comitetul Nobel al Institutului Carolinsca a făcut acest anunț. Victor Ambros și Gheri Rufcun sunt cei doi laureați de anul acesta pentru descoperirea microareneului și rolul și a rolului său în reglarea post a genelor. Un mecanism fundamental care guvernează, de fapt, felul în care genele își reglează activitatea. Vorbeați de încredere puțin mai devreme, sau, mă rog, menționați acest aspect. Cercetarea celor doi laureați de anul acesta, începută spre finalul anilor 80, mai în forță așa, a fost privită cu foarte mare neîncredere, scrie comunicatul de presă al Comitetului Nobel de la Karolinska, Sigur, rezultatele au fost interesante atunci când au fost publicate, doar că era cumva neobișnuit mecanismul acesta de reglare al genelor din C. elegans și era cumva așa privit cu foarte mare scepticism, șcep mai ales atunci părea că este irrelevant pentru organismul uman sau pentru alte organisme mai complexe. Și abia în anii 2000, la începutul în anului 2000, s-a schimbat percepția, iarăși în urma unor cercetări, cei doi au descoperit niște modificări în niște gene, în niște linii de gene și atunci rezultate suplimentare au apărut și au confirmat ceea ce spuneau ei și asta mă duce cu gândul la o discuție iarăși pe care o aveam, cum de fapt pe măsură ce avansezi în cercetare și în știință infirmi sau din potrivă confirmi mai bine mai ai apăsat niște descoperiri. Aș punta un element care ține de ancorarea celor doi în munca celor de dinainte. Asta e un element extrem de, de important și este încă o dovadă. Se întâmplă asta de multe ori când vorbim despre premiul Nobel. Se întâmplă ca să avem efectiv descendenți ai unor foști câștigători care câștigă și de multe ori continuă munca și o duc la alt nivel și așa mai departe. Asta arată cât de mult contează să ai un trecut și mai ales un trecut de valoare pentru a spera la rezultate de cel mai înalt nivel în momentul de față. N-am făcut nicio aluzie. Și spuneți asta gândindu-vă la faptul că cei doi au fost postdoctoranzi în laboratorul lui Robert Horvitz, el însuși laureat Nobel. Și pe lângă faptul că au continuat cercetări în acest domeniu, au avut o, o siguranță din toate punctele de vedere și profesional și, și material, o siguranță care le-a le permis nu doar să publice niște rezultate care, iată, se dovedește că au fost extraordinare, dar pe care comunitatea științifică le-a respins sau nu le-a acceptat, dar și după acest moment inițial de dezamăgire pentru oricine, dar muncești foarte mult, publici ceva ce e relevant și nu interesează pe nimeni, ei și-au continuat munca și au adăugat alte și alte și alte dovezi și, și rezultate, iar asta n-ar fi fost posibil dacă nu aveau și. Sprijinul organizației, finanțare și așa mai departe. Este e un exemplu despre cum trebuie făcute lucrurile luând în calcul generație după generație, practic. E un exemplu de, de foarte mare succes. Și pe de altă parte vine și contrazice mersul lucrurilor care spune și avem multe exemple în medicină. În general, când apare o zonă extrem de promițătoare, foarte multe investiții și interesul oamenilor și al finanțatorilor și al grupurilor de cercetare este aproape exclusiv pe acea direcție, sunt foarte puțini outsider, oameni care nu se duc cu cu valul cel mare. Probabil că din acest punct de vedere ce se întâmplă cu cu boala Alzheimer, amiloidul și toate discuțiile de, de decenii, care și în ciuda investițiilor masive și al interesului în domeniu nu, nu am obținut până acum niciun, aproape niciun rezultat. Asta ne, ne demonstrează pe de altă parte că avem, dacă vorbim despre managementul și finanțarea cercetării, cred că lucrurile trebuie reașezate puțin, pentru că iată, putem să fim în situația în care să pierdem decade uitându-ne într-o singură direcție și ignorând ceea ce poate să fie valoros și să vină din din alte zone. Eu nu spun că ar trebui să schimbăm prioritățile la fiecare 2-3 ani, dar cred că trebuie să ne activăm și vederea periferică. Și nu numai asta, dar cred că ar trebui, în primul și în primul rând, să avem o predictibilitate financiară, ca să spunem așa, ca să poți fi flexibil, ca să poți să-ți dai seama că după 2-3 ani, 4 ani, să zicem, mergi poate pe un drum care nu are nicio ieșire, să încerci altceva. Nu este ușor nici în alte societăți mult mai, cum să spun, așezate din punct de vedere al recunoașterii cercetări importanței cercetării științifice, dar oricum mă gândesc că atunci când nu ai o predictibilitate, nu ești sigur dacă, nu știu, peste trei ani, peste doi ani mai există linii de finanțare, dacă se mai activează aceleași linii de finanțare pe care te bazai, trebuie să fie foarte, foarte greu. Dar, da, într-adevăr, trebuie să te uiți puțin și în zonele acestea uh, periferice. Uh, vin mesaje de la ascultători. Haideți să repetăm întrebarea. Înainte de toate, pe care a spus-o dumneavoastră, cea pe care am pus-o eu e ușor. Întrebarea este cu aproximație care este numărul de nucleotide conținute într-o într moleculă de microarene. Așadar, numărul de nucleotide, au venit câteva răspunsuri în legătură cu asta. Sigur, celălalt sau răspunsul la cealaltă întrebare, cea pe care am pus-o eu, este ușor. ADN, acidul dezoxiribonucleic, ARN, acidul ribonucleic. Bun. Ca să, ca să vedem sau ca să mai demonstrăm, dacă mai era cazul încă o dată, cât de actual sau cât de conectat la actualitate este raportul de gardă, o să mă întorc la câteva articole de pe raportul de gardă de anul trecut, august 2023. Unul de exemplu despre, din aceste, dintre aceste articole spunea așa. Microarene, o nouă generație de biomarcări pentru diagnosticul de precizie și tratamentul personalizat al cancerului. Adică, moleculele de ARN, microarene, ar putea reprezenta o nouă generație de biomarcări cu specificitate înaltă pentru cancer. Repet, august 2023. Și vorbim despre un. Uh o categorie de bol cancerul care uh, probabil beneficiază în cea mai mare măsură de avansul medicinii genomice, adică medicina uh, care este foarte mult bazată pe studierea și pe înțelegerea mecanismului de la nivelul genomului. Știm despre cancer că este o boală a genomului, apar modificări uh, de tot felul, uh, mutații de leții și așa mai departe. Și foarte mult din ceea ce inclusiv noi am discutat aici, și se întâmplă de 2-3 decade, este o, a fost un focus foarte mare pe uh, înțelegerea acestor modificări la nivelul ADN-ului din celulele tumorale, ca pe baza celor biomarcări să poți să identifici uh, tratamente țintite, mai personalizate. Și lucrurile au avansat destul de mult. Cancerul pulmonar este unul dintre, dintre exemple. Și, da, și iată uh, cum trebuie să privim lucrurile. Deci avem uh, medicina genomică, avem un domeniu în care se investește mult, oncologia, avem uh, probabil cele mai bune practici despre cum ar trebui să folosit, uh, ar trebui folosite testele comprehensive, genomice pentru a implementa oncologia de precizie, dar cu toate acestea sunt lucruri pe care nu le știm. Pentru că din păcate, aici vorbim despre pacienți care. În general, pacienții care beneficiază de tratamente selectate pe baza informației genomice sunt pacienții în stadii avansate de boală. Nu putem să vorbim despre vindecare, ci este o progresie mai devreme sau mai târziu a bolii. Asta ne arată clar că mai sunt lucruri care ne, scapă. ne scapă. Și trecând de la ADN la RN, și asta e ce ne spune studiul de fapt, că pe lângă toți acești biomarcă despre care noi am vorbit mult și care uh, pot să fie puși în evidență prin secvențierea uh, ADN-ului, a genomului, putem să ne gândim că sunt uh, biomarcări care vin din uh, zona ARN-ului și mai precis a micro-ARN-ului. Uh, Acum ca să mai marcăm încă o dată diferența aceasta de posibilități tehnologice, avem un număr mare, am spus și mai devreme, de și tipuri și ca număr efectiv de, de microarene, Și o provocare să identifici în mulțimea aceasta care sunt microARN relevant pentru a selecta un tratament mai potrivit la un pacient cu cancer și știrea despre care vorbim vorbește, spune despre cum inteligența artificială de fapt ajută la identificarea microarn urilor relevante pentru subiectul despre despre care vorbim și acum putem specula puțin probabil că în 2-3 ani o să vorbim altfel despre oncologia de precizie și vom înțelege prin asta nu doar biomarcări bazați pe ADN, dar și biomarcări bazați pe diverse tipuri și subtipuri de ARN și poate și biomarcări proteici. O mică, observa o mică observație în sensul că mi-am dat seama că vorbiți despre microarene uri nu despre un microarene. Iarăși trebuie să fim atenți. Pentru că asta înseamnă de fapt o diversitate. Da, da, noi vorbim. Uh, în, exact, vorbim despre categoria microarene care stă la baza cercetărilor premiate astăzi, categoria în sine. Când intrăm în detalii, constatăm că sunt, e, o, e o diversitate acolo. Și din perspectiva utilizării uh, practice și clinice, e important să înțelegem. Să, să caracterizăm aceste mulțimi, și cum, cum e cazul știrii de mai devreme, să, să înțelegem din această mulțime care sunt acele, acei factori relevanți pentru subiect. Dar vorbim despre un singur ADN, nu vorbim despre ADN-uri. Sau vorbim și despre ADN-uri. Nu, vorbim despre un singur ADN. Da. Bun. Ascultătorii continuă să ne scrie. Aș mai aștepta puțin până când să devoalăm răspunsul, dar sunt foarte multe, foarte multe mesaje cu foarte multe răspunsuri bune. Ați spus aproximativ, n-ați cerut un număr exact. Bun, mai departe, mă întorc la raportul de gardă, la site-ul raportul de gardă, un alt subiect din 2018, iarăși, februarie 2018. Epilepsia ar putea fi diagnosticată rapid printr-un simplu test de sânge folosind biomarcări micro -RN. Da, asta pleacă tot de la aceeași nevoie de a diagnostica e, epilepsia cât mai precis e, și îndrăznesc să spun de a caracteriza epilepsia cât mai, cât mai precis. Aici nu vorbim doar despre o capacitate crescută de, de a diagnostica, ci și de a caracteriza, iar știm, în cazul epilepsiei, vorbim despre o heterogenitate destul de mare, a bolii și iarăși mecanismele prin care, prin care apare epilepsia nu sunt foarte bine înțelese unor și oricum sunt, sunt diverse. Deși, spune Organizația Mondială a Sănătății că este una dintre cele mai, este cea mai uh, serioasă să spun, disfuncționalitate, da? a creierului, dintre toate afecțiunile creierului. Da, de unde și o, o nevoie, nevoie foarte mare, pentru că și la nivel individual, Impactul este serios, dar uh, impactul este serios și uh, și în jurul persoanei care e care diagnosticată cu epilepsie. Da, ca de ca obicei, de altfel. Atunci când vine vorba și de cercul imediat da, uh, din jurul bolnavului. Și atâta, asta este o speranță pentru persoanele care, care au fost diagnosticate și încerc să să leg subiectul zilei de astăzi, care de multe ori rămâne într-o zonă așa elitistă. Wow. <laughs> Sunt niște cercetători care câștigă care premii Nobel, ok, dar cu ce mă influențează pe mine chestiunea asta? Cred că astăzi suntem într-o zi în care putem să legăm foarte bine munca lor, remarcabilă de atâta timp, rezultatele lor cu ceva care începe să fie palpabil pentru oameni. Așadar, concluzia ar fi că areneul mesager, are nu mesager, micro ul și are nu mesager, dar acum vorbim despre mic microRNA. Este important de ce? Premiul de anul acesta Nobelul pentru medicină sau fiziologie este important de ce? Este important pentru că ne dă niște niște răspunsuri, dacă suntem curioși sau devenim curioși cu siguranță avem niște, niște răspunsuri. Și am explicat mai devreme în relație cu epilepsia, dacă ne referim la, la partea de, de bol, de patologii, în relație cu diabetul zaharat, ce rol poate să, să aibă, dar sunt pe raportul de gardă și, și alte materiale publicate în ultimii ani, care vorbesc despre cum un test bazat pe microRNA ar putea să identifice femeile la risc de preeclampsie. E o situație care poate să apară și poate să, da, și poate să aibă un impact, impact sever. Deci e important să, să știm, să putem să depistăm femeile la risc și să prevenim acest element. Iar apoi, de exemplu, noi am vorbit mult despre efectele activității fizice asupra sănătății noastre. Efectele activității fizice în timpul unor tratamente, de exemplu, chimioterapie. Și de foarte multe ori poate ne-am întrebat dar cum se întâmplă lucrul ăsta, cum, cum de, de, avem un efect benefic al activității fizice. Și pare că această cale a microRNA este implicată sau putem să găsim o cuantificare la nivelul micro pentru efectul benefic al activității fizice. Și așa, așa mai departe. Asta dacă vorbim despre patologii. Dacă vorbim despre pur și simplu dezvoltarea ființei umane și cred că asta fiecare dintre noi s-a întrebat mai devreme sau mai târziu de-a lungul vieții. Nu cum se face că am celule musculare sau celule ale pielii și așa mai departe. Aici putem să, să găsim răspunsul răspunsul, de fapt, este o, cum să spun, un mecanism extrem de laborios și elaborat, da? pe care natura, biologia le-au le inventat. Ultima întrebare cu un răspuns scurt. Vă așteptați ca premiul Nobel de anul acesta de la medicină pe această direcție să impulsioneze și dacă da, ce? Pentru că cunoașterea sigur că da există. Nu știu dacă putem spune că știm tot, dar în orice caz sunt pași importanți făcuți da, este, va cu siguranță, în primul rând, e o garanție că domeniul, în general, a RN-ului contează și asta se adaugă domeniului ARN mesager care a crescut mult în contextul pandemiei și s-a dezvoltat și ulterior. Deci este o, o garanție suplimentară și da, cred că din punctul de vedere al investițiilor ne putem aștepta în perioada următoare ca asta să stimuleze cercetări viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi în studio alături de, de mine și de ascultători, evident. Foarte interesant acest subiect. Toată această emisiune o să fie pe site-ul Radio România Cultural, pe pagina de știință, așadar cei care poate n-au avut acum timp să ne asculte, ne pot asculta. Foarte multe informații extrem de relevante pe raportul de gardă.ro.